Decizie favorabilă dată de Tribunalul București pentru Miluna Pascu, mama tânărului care a provocat tragedia de la 2 mai. Judecătorii au decis să o elibereze, asta deși este suspectată că atunci când era în libertate a amenințat martori în dosarul fiului ei. Tribunalul București a decis eliberarea din arest și plasarea sub control judiciar a Mirunei Pascu, mama tânărului Vlad Pascu, care a omorât doi tineri după ce a condus drogat. Miruna Pascu e judecată pentru influențarea declarațiilor și amenințare. Ea e suspectată că în luna august ar fi contactat-o de mai multe ori pe prietena lui Vlad Pascu, care i-a cerut să nu dea declarații cu privire la accidentul cauzat de fiul ei în 2 mai. Rebecca, prietena lui Vlad Pascu, fusese citată ca martor încă de la începutul lunii august pentru a da declarație cu privire la accident. Ulterior au apărut stenograme în care Miruna Pascu Pascui spunea fiului ei afla după gratii că se fac eforturi supraomenești pentru a-l scoate din închisoare. Martori din dosarul lui Vlad Pascu au afirmat însă că Miruna Pascu era chiar una din persoanele care îi procurat droguri fiului ei atunci când acesta organiza petreceri la locuința sa. În ciuda acestor precedente, judecătorii Tribunalului București au decis să o elibereze, decizia nu este însă definitivă putând fi contestată de D.I.C.O.T.